Παρακάτε λίγο πολλά κάποια σύμβατα ότι στον διατάτε, κάλεσε με παρακάτε που βέβαια, κάλεσε με την βολοντάρια, κάλεσε με παρακάτε δεκαλέτες, κάλεσε με κοντέντες με προσκογύρια. Άσα. Λαγκαλάτε τσί που βόλια, σε νίκο βόλια, με μην δέσκαν βόλια, δεν θα τα βόλια, αν όχι κάτω, έτσι, σε τάτσι, σπούμε ρε παιδε, στο διεφερεζίου πεζά. Τις παρακάτε λέει που βόλια, νου, στα διατάτε λέει και τεσταμέν, σε δώσε άκτε λέει και νόου τεσταμέν. Είχε σπουμέ τον Ιησού σκούλα, από τρίβα το βουλίσκο, τα θέλωσε άκτε, παρακάτε. Să -ți permiți să trăiești o vreme îndelungată în păcat și să nu te mărturisești, să nu accepti destinul. Asta e păcat cu voia. Spunem Evrei 6. Dacă un pământ pe care cade ploaia adesea, dacă aduce schimb și mărcine este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește, prea se pune foc. Deci asta înseamnă un timp. Să dau un exemplu. Cineva și-a permis să trăiască în imoralitate într-o biserică și slujea. Era un om de 50 ceva de ani. S-a îmbolnăvit. Dar a reușit să se mascheze păcat. Cu siguranță, pentru că i-a vorbit. Prin predicată, prin cor, prin vise, citi mii, nu se poate merge să nu vorbească. Și când s-a dus de frate să vizideze, a simțit nevoia să mă trimisea și a spus, sunt vinovat, ba chiar mai mult decât s-a auzit, îi drept despre mine. Ăștia erau doar din comitet de reordinați, repede sunt la slujitor și spun, vezi voi. Și când a venit ei, i-a spus, nu mai pot fi iertat. Deci oamenii ăștia, scrie aici în Roman 6, în Evrei 6, nu mai pot fi aduși la pocăință. Asta e vorba dacă cineva a păcătuit cu voia. Nu se mai poate pocăi. E pierdut, Duhul spune mai nimic, mai nu mai lucrează, e recuperată. Să nu lăsați pe diavolul să vă acuze, dacă să spun o prostie, că e păcat cu voia. Dacă te mai toți pocăi, te iartă. Spunea o femeie din Rusia. Tot a stat și nu s-a măritat. Și apoi un om din lume a venit, a luat-o, a zis, ne culminăm doar la primărie, nu te duc la popă. Dar după ce a trecut-o pe numele lui, după vreme a zis, se poate, nu fac de rușine în sat, vină la preot. Și când s-a tot trebuit să se dezică de credința ei pentecostală, să-și facă ruge, să pupe icoanele, și povestea ea apoi mamei sale. Când am rostit acele cuvinte în biserică și am pupat icoanele, am simțit că a plecat Duhul Sfânt de la mine. Și a încercat apoi să se roage, să mai vină la adunare. Nu mai putut. Duhul Sfânt a părăsit efectiv. După trei luni s-a spânzurat. N-am mai putut suporta starea aceea de lepădare. Dumnezeu să aibă bine. Și mai scrie aici, în bilet, mai multe întrebări, care sunt păcatele care descalifică o tânără pentru slujire? Nu se permite niciun păcat. Vii, te mărturisești, te scuzi, te lupți, frate, să aibă evidența ta ca un medic, să fie păstor, la care te duci și săptămâna asta te cheamă săptămâna viitoare. Și dacă nu mai vorbești urât, socotește păstorul și stomatologul. Și mei să-ți facă o care săptămâna viitoare, iar te cheamă, să mai pune ceva substanță, iar te întreabă cum a fost. Nu vă permiteți, surgiți,